despre iubire, atâtea s-au tot scris. Și atâta s-a cântat de dragul ei. Ea va rămâne cel mai frumos vis. Cum oare să o descriu pe un condei? Să scriu cum o vedeam în tinerețe? Sau cum o înțeleg abia acum? Ce lasă ea în urmă? Doar tristețe? Sau flori gingașe pline de parfum? Iubiți frați și stimate surori, permiteți-mi să vă salut cu pacea Domnului Iisus și dragostea Lui să ne ajute să însoțească tot cursul vieții noastre. Să ținem cont de faptul că dincolo de simțămintele, de cuvintele, de gândurile noastre, se află necuprinsul. Frumusețea iubirii scapă cuvintelor care vor să o cuprindă, să îi pună niște limite. N-ai putea o descrie decât cu un toc muiat în lacrimi, cumva sub umbrarul crucii de la Golgota. După Ieremia 31:3, de unde ne amintim această frumoasă făgăduință, te iubesc cu o iubire veșnică, de aceea îți păstrez bunătatea mea. Și de asemenea, după pildele Domnului 137, iubirea are vedere bună, noi putem deduce că cel ce nu iubește, nu vede bine. Deci odată el nu vede bine spiritual, el poate avea ochi, dar obiceiul de struț zice că ochiul struțului este mai mare decât creierului. Și acum să gândim, când analizatorul este mai mic decât cel ce îi dă informația și când amândouă sunt băgate în nisip, în vreme de primejdie, ce faci? Deci, poți pretinde că ai ochi, deci că vezi bine, adică că iubești, dar de fapt să ai obiceiul struțului. Și o ultimă categorie, se spune că din punct de vedere științific, și e demonstrat lucrul acesta, ce schizofrenicii nu pot iubi. Deci nu că nu vor. Nu pot. Nu au posibilitatea aceasta. Mi-a fi plăcut să avansez inițial salutul bun venit în capitala iubirii, în Bucov. Nu? În capitala iubirii Bucov. Suntem o biserică în clopot, în clopotele iubirii verticale-orizontale. Asociația iubirii în clopot a adventiștilor de ziua a șaptea. Sau de fapt, datorită absenței acestei iubiri, ne-am putea denumi, spuneam că s-a demonstrat științific, o anumită categorie de oameni nu pot iubi, nu că nu vor, nu pot, deci schizofrenici. Ne-am putea noi denumi, nu, să nu credeți că asociația celor ce nu pot iubi de ziua a șaptea, e posibil să deja să avem această etichetă. Noi nu vrem sau nu putem comparativ cu acesta. Cântarea Cântărilor 2, versetul 4. Dragostea este steagul fluturat peste mine. Adică dragostea este firma fluturată de Dumnezeu peste mine. Și peste noi ca și asociații. Iubirea lui Dumnezeu întotdeauna s-a dovedit a fi dulce. Dulce ca mierea. Educație 61. Zice, Hristos venea aducând în lume iubirea adunată din vecii. Deci o vecie adună iubirea și ne-a adus-o nouă în acest punct negru din univers. Cu mesajul, ce mesaj? Dumnezeu ne iubește ca pe Fiul Său, credința prin care 341, faptic, Efeseni 5:2. Hristos ne-a iubit și s-a dat pe sine pentru noi. Dar și verbal, cântarea Cântărilor 5:16. Cerul gurii lui e numai dulceață. Și toată ființa lui e plină de farmec. Se spune că pentru a realiza un kilogram de miere, dragostea dulce ca mierea, pentru a realiza un kilogram de miere, o albină parcurge aproximativ 40.000 de zboruri. 40.000 de zboruri pentru ceea ce noi avem acolo și nu știu cât prețuim.
Adică ar da ocol globului pământesc pentru acel kilogram de miere. Pentru a ne asigura de dragostea sa, păstorul cel bun lasă 99 de oi, pleacă în căutarea celei pierdute și se dă pe sine pentru ea. Astfel, înconjoară globul pământesc cu mierea iubirii sale. Cântarea cântărilor, două versete vă rețin atenția. 6 cu 5, 5 cu 6. În 6 cu 5, zice, ce mi s-au luminat ochii de la mierea aceasta? Sau zice, când îl vezi, ți se luminează fața de bucurie. Întoarceți ochii de la mine, că-și mă tulbură. Iată ce poate să declare. Când Dumnezeu își întoarce privirea spre fiecare dintre noi, pur și simplu te tulburi. Ce privire, ce poate să fie în acea privire de te tulbură? Cu siguranță iubire. Ce fel e manifestată, concentrată în acea privire? Zice, întoarceți ochii de la mine, că-și mă tulbură. Și de asemenea zice, 5 cu 6. Înnebuneam când îmi vorbea. Ce fel erau cuvintele Mântuitorului? Întoarceți privirea și înnebuneam când îmi vorbea, căci se răscolea așa în lăuntrul lui, simțea așa o dorință de o schimbare, de o viață nouă, de putere. Să urmărim în continuare din harul Tatălui. Roman 2 cu 4 se produce schimbarea, ultima parte. Nu vezi tu că bunătate, că iubirea lui Dumnezeu. Te îndeamnă la pocăință. Sau 2 Corinteni 5 și 14. Iubirea lui Dumnezeu ne strânge cu două înțelesuri. Că ne și adună, dar ne și constrânge că este energică, lucrătoare iubirea lui Dumnezeu. Ne îndeamnă la iubi ca și copiii. Cum iubesc copiii? Complicat, băi, să vezi câte pregătiri, cât... Două cuvinte, te iubesc. Două cuvinte oblite. Două cuvinte oblite în alte limbi. O diferit. Dar, de câte ori nu s-a spus, zice, te iubesc, nu se poate, te iubesc, stau mașină. Ce demonstrează? Care este testul acestei afirmații? Să urmărim în continuare. Ne îndeamnă la iubi ca și copii, simplu. Simplitatea, spune, este gloria exprimării. Care este gloria exprimării? În vorbire, în îmbrăcăminte, în hrană, în orice, în viața aceasta. E simplu. Gloria exprimării este simplitatea. Până și copiii se simțeau atrași de el, de Iisus. De ce? Pentru că era simplu, vorbea simplu. Lor le plăcea să se urce pe genunchii săi și să sărute fața sa gânditoare, blândă și iubitoare. Ce plăcere deosebită! Ne vede cerul, așa cum spuneam, clocotind de iubire, ne vede în clocot. Având în vedere faptul că spuneam acolo, înnebuneam când îmi vorbea și asemenea, întoarceți privirea de la mine că-și mă tulbură, aceste gingășii are relații dintre Mântuitorul și fiecare dintre noi, noi să reținem că viața nu stă în cantitatea de aer pe care noi o respirăm, o expirăm, ci în momentele care ne taie respirația din această viață. Și această întrevedere era una dintre ele. Una capitală. Cântarea cântărilor, capitolul 2, versetul 4. La ce temperatură ne vede cerul? Arată în fața ta și fă-mi să-ți aud glasul, căci glasul tău este dulce și fața ta plăcută. Așa spune Dumnezeu despre noi? Aceasta este realitatea? Ne-ar place desigur. Dar Isaia 3:9 și alte câteva fragmente ne vor redea realitatea care este deloc plăcută. Înfățișarea feței lor mărturisește împotriva lor. De ce? Pentru că iubirea modelează chipul, modelează expresia. Volumul 2, 166. Ei fac multă mărturisire de credință, adică vorba întotdeauna a fost mai îndrăzneață decât fapt. Totdeauna. Nu te doare. Și de asemenea zice, sunt cetățenii acestei lumi. Viața religioasă a iudeilor ajunsese numai o pretenție. Deci dacă a lor o pretenție, noi să zicem, suntem iudei, dintr-un punct de vedere, o pretenție să fie? O pretenție să fie iubirea noastră?
Frații, în general, nu sunt iubitori de ospitalitate, care, de fapt, dezvoltă la vieței inimii. Dar aproape că nu ne vine a crede acest frați să nu fie iubitor de ospitalitate. Și că lumea a pătruns în biserică, iar Hristos a fost încuiat afară. Degeaba bate Apocalipsa 3.20. La ușa inimii, gunoiul păcatului acestei lumi, tot acolo e. Degeaba bate. Și se aplică aici, pentru că Dumnezeu nu forțează, Proverbele 14:9. Cei nesocotiți glumesc cu păcatul. Deci noi glumim, luăm lucrurile acestea, ce ne-a iubit, s-a dat pe cruce, a venit, iau de ce lucruri deosebite. Și noi, cum vedeam noi în partea finală, cum ne-am orientat, că noi descoperesc, fiind din fire, întotdeauna am găsit o cale de ieșire. Și pe la final, pe acolo, îmi găsim noi ceva. Hai să mai glumim un pic cu păcatul. Frați și surori, putem sluji lui Dumnezeu și semenilor fără iubire. Dar nu putem iubi fără slujire. Noi spunem, iubesc, dar slujire... Dar nu putem iubi fără slujire. Transformare. Transformarea. E necesară transformarea sau schimbarea. Noi sigur nu putem. Inimă nouă știm care... Comentarii Vechiul Testament 81. Curăția inimii duce la curăția vieții. Dacă sufletul nu este botezat cu darul ceresc al dragostei, ce este dragostea? Este un dar din cer venit. Sufletul să fie botezat cu darul ceresc al dragostei. Atunci nu suntem vrednici pentru cer. Dați la o parte răceala voastră de gheață. Încurajați în voi dragostea de ospitalitate și de ajutorare. Iubirea trebuie văzută în privire și în purtare. Auzită în tonul glasului. O privire prietenoasă înveselește inima. O veste bună, o veste bună ajunge de întărește oasele. Care oase? După Ezechiel 37, zice, căci și n-am trăit decât atât cât am iubit. Și am fost cadavru urgând prin lume. Care oase? Ezechiel 37:11, dacă nu mă înșel. Oasele acestea sunt toată, dar toată, nu că e unul într-un corp, toată casa lui Israel. Îmbrăcați frumos, adunare, pe scaune, am venit, suntem prezenți. În fapt, noi putem fi doar schelete ambulante, radiografii ambulante, nu? Îndreptându-ne, datorită intereselor noastre înguste, către valea oaselor. Și în Ezechiel 40 avem două versete pe care vă invit ca împreună să le acordăm atenție. 40-37, ultima parte. 40-41, ultima. Erau 8 trepte pentru sui la poartă. Discutăm despre transformare. Răceala aceasta să fie schimbată într-un mare clopot. Într-un mare clopot. Erau 8 trepte pentru suit la poartă. Frați și surori, până la această poartă unde Iisus ne așteaptă. De fapt, El ne ajută de acolo. Sunt 8 trepte. La această iubire autentică. Credința, 2 Petru 1:5-7. Credința, fapta, cunoștința, înfrânarea, răbdarea, evlavia, dragostea de frați și dragostea de oameni. Dar a doua trimitere din Ezechiel spune că acolo erau, ce mai erau acolo? 8 mese pe care trebuiau junghiate jertfele. Deci pentru a ajunge la această iubire, pe fiecare treaptă, pe fiecare masă, noi trebuie să aducem euul ca jertfă, ca să putem urca treptele acestea. Dintre toți oamenii din lume, reformatorii trebuie să fie cei mai linguiști, cei mai amabili, cei mai curtenitori, purtând pe icoana bunătății faptelor din iubirea de aproapele. Cel ce, și cu privire la această transformare, chiar dacă ea se va produce încet, mai încet, sau diferențiat, dar încet de se produce, să nu ne temem. Pentru că spunem Proverbele 13:11. Ce se strânge încet cu încet,
adică cu înțelepciune, cu răbdare lucrat, temeinic, crește. Crește. Și secretul acestei creșteri sau succesului este, care este? În a-L contempla tot timpul privirea îndreptată spre Iisus. A zis cum urmăresc farurile acelea, să vadă dacă e cineva în curte, vreun post, tot timpul să urmărim. Cu privire la iubirea frățească, dar ce să mai vorbim noi despre aceasta, că noi cu toții știm că și trăim lucrul acesta, de câte ori ne-am brăzdat cerul cu cereri și rugăciuni pentru ajutorarea și pentru frații noștri care au fost în nevoi, în necazuri,